Voi pește, simțiți așa, parcă vă duduie mintea de idei, planuri, scopuri de atins, treburi de făcut. E mare agitație. Poate auziți vocile alea, dar voci gălăgioase. Fășaia, 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 parcă sunteți tras în toate direcțiile. Normal că vă obosește această energie mentală copleșitoare. Vor fi cinci planete în casa a treia, care înseamnă oameni mulți în preajma voastră, voci, de-aia aveți voci, parcă-i gălăgie în jurul vostru. Toată lumea vorbește pe toate limbele pământului. Un turn Babel este în viața voastră acum. Și voi, în mijlocul acestei povești, trebuie să înțelegeți ceva. Voi veți fi precum un copil care trebuie să-și facă tema într-o gară în care e vânzoleală. Cum se poate concentra copilul ăla la tema lui? Când vine trenul, pleacă trenul, vorbește megafonul, țipă nu știu cine alături. Prea, prea multe. E de voi depinde, ori să faceți abstracție, ori să găsiți o voce comună pentru toate aceste voci disparate, haotice din jurul vostru. Să îi adunați pe toți într-un plan comun, într-un scop comun, într-o partitură comună, că de-aia am zis să faceți o singură voce din toate vocile alea. Pot fi propriile voastre voci, propriile voastre gânduri. Aveți acolo în interior mai mulți pitici care zice unul da, unul ba, unul acum, unul poi mine. Mamă, ce e acolo în mintea voastră? Și de-aia obosește. Poate un flux de informații curge către voi, un flux de date, un flux de idei. Și de voi depinde să le canalizați. Tocmai de-aia intervine Saturn, Saturn care este în zodia voastră. Hai, hai să ne adunăm, hai să cântăm toți aceeași partitură. Hai să facem lucrul ăsta toți acum, toți, ăia, piticii de pe creier. Că poate fi vorba și de oameni în anturaj, fără doar și poate. Să adunați familia, să adunați grupul de prieteni, să adunați mediul ăla în care vă aflați. Că până atunci e un haos complet. Da, cred că asta este sentimentul de mediu haotic. Dar cineva trebuie să se erigeze în dirijor, nu? E un cor în care fiecare își cântă partitura cum crede, sau orchestră, mai bine zis. Trebuie să fie un dirijor acolo, care să dea tuturor ritmul, hai, facem asta, mergem. Că voi sunteți cel mai potrivit să fiți îndrumătorul. Cu Saturn în zodia voastră sunteți organizat, sunteți responsabil, sunteți matur, sunteți concentrat, ceilalți nu. Fiecare o ține pe-a lui. Dar veți găsi ideea care să le convină tuturor și adunându-vă toți energiile, talentele, da, ca într-o orchestră, ăla știe la vioară, ăla știe la clarinet, e, toate aceste instrumente vor cânta același cântec la un moment dat. Și într-o zi o să apară și roadele. Deocamdată adunați orchestra. Deocamdată e momentul ăla când se acordează instrumentele, care și la poate fi un aparent haos la început. E, dar și când aceste instrumente vor începe să cânte o singură partitură, ce rezultate minunate se arată la orizont.